un fragment de rachetă ar fi căzut în curtea casei din Kiev a lui Volodymyr Zelensky. Mi-ați ratat. Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă după 9 zile de la data izbucnirii, iar situația este în ce în ce mai dură. Recent, au apărut informații cum că Vladimir Putin ar încerca prin diferite metode să-l asasineze pe Volodymyr Zelensky, astfel că un fragment dintr-o rachetă a fost găsit chiar în curtea casei din Kiev a președintelui ucrainean. Ce se întâmplă, de fapt? Președintele Volodymyr Zelenski este ținta lui Vladimir Putin. Aceasta este întrebarea care stă acum pe buzele tuturor încă de când au apărut imagini cu diferite încercările ale armatei ruse de a-l asasina pe șeful de stat ucrainean. Situația din Ucraina devine din ce în ce mai tensionată mai ales după ce în curtea casei din Kiev a lui Volodymyr Zelensky a fost găsit un fragment dintr-o rachetă rusească care ar fi vizat în special zona în care el stă. Din primele informații, aceasta ar fi fost, de fapt, strategia prin care președintele rus ar fi încercat asasinare liderului ucrainean. Purtătorului de cuvânt al lui Volodymyr Zelensky, Sergini Kiforov, a postat fotografii cu fragmentul de rachetă, unde a transmis și o replică a președintelui ucrainean. Mi-ați ratat, ar fi glumit Selensky, potrivit purtătorului său de cuvânt.